Așa, bravo! Să fie într-un ceas bun și cu rezultate! După tăierea panglicii, s-a trecut la vizitarea obiectivului, în care s-au investit aproximativ 20 de milioane de lei. Arată foarte bine, este foarte funcțională, este foarte modernă, 1500 de locuri, este o mare bucurie pentru copii, pentru profesori, pentru elevi și pentru autoritățile locale. Potrivit președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ministru al dezvoltării la momentul semnării contractului de finanțare a obiectivului, noua sală polivalentă poate găzdui inclusiv competiții internaționale, fiind una dintre puținele săli din România care sunt pregătite pentru astfel de evenimente. Acest obiectiv este așezat în perimetrul municipiului, care va asigura obiectivul finanțat de Compania Națională de Investiții a fost refăcut în totalitate. Noua sală polivalentă are 1350 de locuri pentru public, 100 de locuri VIP, 50 de locuri pentru presă, o suprafață totală de joc de 44 pe 24 de metri, 3 săli suplimentare pentru antrenament și un corp administrativ, sistem de nocturnă, sistem de sonorizare și afișaj și sistem de climatizare. Modernizarea obiectivului de investiții a durat aproape 2 ani.